de pateric. De De Filozofii și bătrânul duhovnic Niște oameni învățați au mers să-l cerceteze pe un bătrân care după ce i-a binecuvântat a rămas în tăcere continuându-și împletirea coșului fără a le arunca nici măcar o privire și începură să-l roage zicându-i spune-ne nouă un cuvânt Ava dar el continua să tacă. Atunci i-a spus, pentru asta am venit, ca să auzim un cuvânt de la tine și să dobândim folos. Iar bătrânul le-a răspuns, voi v-ați cheltuit banii ca să învățați a vorbi. Eu însă am părăsit lumea ca să învăț a tăcea. Când au auzit ei acestea, s-au minunat și câștigând folos duhovnicesc, au plecat. Despre cum a primit Dumnezeu întoarcerea și pocăința unei tinere. Ne-a povestit nouă unul din părinți că în Tesalonic se afla o mănăstire de fecioare iar una dintre ele, prin lucrarea acelui viclean, a fost muncită de gândul plecării din mănăstire. Plecând, a căzut în grele păcate sub înrăurirea aceluiași demon, care a amăgit-o și a făcut-o să iasă din mănăstire. Și odată ce a căzut, a rămas destulă vreme în păcat cuprinsă apoi de părere de rău cu ajutorul lui Dumnezeu, a ajuns la pocăință. Pe când se întorcea la opștea de unde plecase cu gândul tare de a se pocăi și a aflat sfârșitul căzând în fața ușilor mănăstirii. Moartea acesteia i s-a descoperit unuia dintre sfinții episcopi, care a avut vederea sfinților îngeri ce veneau să-i primească sufletul și a ce veneau în urma acestora. Și se văzu martor al disputei dintre ei, în care îngerii spuneau că a venit în stare de pocăință, iar demonii răspundeau, pentru noi a lucrat atâta vreme și a noastră este. În multa lor greire, demonii potrivnici ziceau că nici n-a apucat să intre în mănăstirea ei. Cum puteți spune că s-a pocăit, iar sfinții îngeri răspundeau, din clipa în care Dumnezeu i-a văzut pornirea atât de stăruitoare spre căință, i-a primit pocăința, iar ea este îndeptățită să culeagă roadele acestei pocăințe în virtutea scopului pe care Domnul și Stăpânul a toate l-a pus mai dinainte vieții omenești. Rușinați de acestea, demonii s-au retras, iar descoperirea aceasta, de care Sfântul Episcop a avut parte cu Duhul, a povestit-o unora de la care am auzit-o și noi și am împărtășit-o mai departe, văzând aceasta fraților, să ne punem la adăpost și fără a ne preda nici măcar cu gândul vreunui păcat să ne împotrivim. Și să luptăm mai ales împotriva ieșirii noastre din mănăstire și din toată hotărârea cea sfântă și bună, ca nu cumva să cădem ca niște neștiutori în capcanele și uneltirile vrăjmașului nostru.